Bună ziua, dragii mei, bine ați venit la o nouă lecturare de data aceasta de pe noul meu site, Cato Portal Spiritual, un site care are și blog și un forum de discuții. Deci articolul lecturat este intitulat Poți fi liniștit dacă nu poți ierta? Deci publicat în data de 24 aprilie 2019. Deci ideea articolului a plecat de la acest proverb din înțelepciunea populară care sună așa: iartă-i pe cei care ți-au greșit, nu pentru că ar merita iertarea, ci pentru că tu meriți liniștea. Deci proverb din înțelepciunea populară. Deci este un proverb interesant. Da? Deci proverbul nu afirmă că ei, ceilalți, nu ar merita iertarea, nu pune în discuție meritul celorlalți de a fi iertat, nu? Ci doar pune accentul pe meritul tău, pe faptul că iertarea ți aduce liniște mentală și sufletească ca efect și că tu meriți liniștea asta. Altfel spus, merită să o ai și tu poți face ceva important și util pentru asta. Tu poți dobândi liniștea și dacă poți, asta înseamnă că o meriți. Dacă nu poți, nu o meriți, căci nu ai făcut ceea ce era necesar ca să meriți asta. Deci nici nu mai contează de fapt dacă merită sau nu ceilalți să fie iertați, că tu meriți să fii liniștit, de-aia e bine să ierți pe toți fără a mai judeca meritele lor. În esență, este vorba de un determinism cauzal, de legi cauzale, cu care oamenii pot jongla dacă le cunosc și le înțeleg bine, pentru a înțelege câștigul și pierderea, adică, de fapt, transformarea. Dacă nu poți ierta, este destul de clar faptul că nu poți fi liniștit, ești agitat, ești setat pe a judeca și condamna pe alții, ești nervos, în tensiune și stres, îți faci planuri de răzbunare, așa mai departe. Este ca și cum ai mai mult de pierdut dacă nu ierți și mai mult de câștigat dacă ierți. Ceea ce consideri a fi de neiertat, te macină într-una, te ține în liniște, te agită instant când te gândești la asta, la greșelile de neiertat ale altora față de tine și cele ale tale față de alții. Da? Deci privind câștigul și pierderea, privind de fapt transformarea, am putea medita la ideea în care noi ne blocăm de fapt, adică nu lăsăm să se opereze transformarea. Da? Deci am putea medita asupra ideii dacă cumva faptul că nu putem ierta reprezintă sau nu un blocaj, da? Un blocaj care nu ne lasă să realizăm o transformare, da? Deci să consideri că ai făcut ceva de neiertat grav te poate menține în starea de tensiune și stres continuu, ce duce la îmbolnăvire în final, inevitabil, căci nu te mai poți relaxa, nu mai poți reinstala liniștea mental-sufletească. Dacă te blochezi în activarea nervoasă simpatică, de fugă sau luptă, și nu mai poți trece pe cea parasimpatică, care te aduce relaxare și odihnă, rezervele tale energetice se vor consuma prin tensiunea continuă și vei claca inevitabil la un moment dat. Bineînțeles că acest câștig și pierdere sunt relative, ele făcând parte dintr-o transformare care are loc prin procese de compensare. Deci lași ceva de la tine, dai ceva pentru a primi ceva în schimb, deci cam așa ar suna privind de la alt nivel de interpretare. Pierd ceva pentru a câștiga ceva, dar de fapt este vorba de un schimb, de o transformare. Dar e ca și cum ai negocia ceva.
De cele mai multe ori, câștigul și pierderea sunt doar imaginare, simbolice cumva, ca în cazul în care este vorba de mândria ta, orgoliul tău, stima de sine. Da, el există doar în mintea ta, dar aceste concepte îți influențează mult viața și liniștea. Dacă este necesar să ierți pe cineva, asta înseamnă că ai suferit cu ceva din cauza lui, ai fost prejudiciat cu ceva, poate numai cu vorba, nu și cu fapta. Deci, neplăcerea resimțită, suferința, pierderea, prejudiciul sunt relative, subiective, pot să nu fie obiective, obiectuale, materiale, ci să vizeze doar demnitatea ta, orgoliul tău, mândria ta, stima ta de sine și așa mai departe. Tu reacționezi la evenimente conform modului tău de interpretare, conform unor tipare de reacție subiective, personale. Deci fiecare reacționează în felul lui, da? Conform tiparelor lui. Dacă ai fi cumva convins din clipa asta că nu există niciun orgoliu de fapt, nici o mândrie, nici o stima de sine, sau dacă ai fi convins că nimeni și nimic nu le poate afecta, atunci ai trăi mult mai liniștit, nu ai mai lua vorbele altora drept atac personal, drept ceva ce ar trebui să te neliniștească, să te facă să simți neplăcere, suferință, să te facă să reacționezi pentru a te apăra sau contraataca, a judeca, a condamna și pedepsi. Nu-i așa? A te simți victimă, a te simți agresat, atacat, în pericol, toate astea au legătură cu fricile și teama ta, cu ceea ce consideri că poate afecta integritatea ta sau binele tău personal. Iar vorbele cuiva nu te pot afecta, de fapt, decât dacă tu le permiți să te afecteze prin faptul că tu interpretezi vorbele lui drept o agresiune și că ar putea să te afecteze conform unui scenariu mental construit și desfășurat în mintea ta. Dacă devii convins că nicio vorbă nu te poate afecta, dacă tu nu te lași afectat de ele, atunci vorbele vor trece pe lângă urechea ta fără a reacționa automatizat din obișnuință negativ la ele. Te poți enerva, supăra pe cel ce aruncă vorbe grele sau poți simți compasiune pentru faptul că defulează la supărare, nervozitate, fiind într-o stare negativă, de suferință poate, care nu-i aduce nimic bun de fapt. Excepție cazul în care defularea îi aduce liniștea prin detensionare și apoi se poate relaxa. Deci, lasă omul să se descarce verbal, fără a reacționa, sau ferește-te din calea lui, dacă nu se descarcă doar verbal, înțelegând că este tensionat și poate să nu fie tensionat din cauza ta de fapt, iar când se liniștește, poți să-l întrebi de ce e supărat și dacă îl poți ajuta cu ceva. Deci cum este afectat de fapt orgoliul tău, mândria ta, stima ta de sine? Ai putea descrie în mod exact asta? Unde sunt situate ele? Unde există orgoliul tău, mândria ta, stima ta de sine? Tu le întreții sau sunt un fel de entități care există independent de conștiința ta? Sunt create de tine sau de altcineva, altceva? Cum arată ele în mod normal? Le-ai putea descrie? Dar când sunt afectate, ce se schimbă la ele? Ce schimbări suferă și cum? Acesta este un subiect foarte bun de meditație, să înțelegi ce naiba protejezi, ce te neliniștește și te agită de fapt și îți face viața mai grea, mai neplăcută. Da, citatul, iartă-i Doamne că nu știu ce fac. Da? Deci mulți fac și nu știu ce fac. Da? Reacționează după tipare, da? Tipare de gândire și comportament. Defulează, da, fiecare refulările lor,
fricile lor, temerile lor și așa mai departe. Da, deci reacțiile noastre nu sunt întotdeauna, să zicem, corecte sau eficiente sau foarte adaptative, da? Încercăm să ne adaptăm la mediu, la viață, dar frustrările noastre sunt de fapt un indiciu clar că nu reușim să ne adaptăm foarte eficient. Da? Și tu poți ierta, dar ei nu sunt astfel absolviți automat de efectele faptelor lor. Da? Deci, până iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. Da? Deci nu a ajuns să ierte Iisus dacă Dumnezeu nu iartă. De altfel, consider că nu zicea asta. Că dacă era de ajuns să ierte Iisus, probabil nu ar mai fi pus această afirmație. Iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. Da? Deci tu poți ierta pe cineva, de exemplu, dar legea să-l judece și să-l condamne la o pedeapsă, nu-i așa? Da? Deci faptul că tu ierți pe cineva, prejudiciul pe care ți l-a creat ție, înseamnă că automat și legea îl achită, îl absolvă de vina sa, de vinovăția sa, de faptul că a încălcat legea, da? Și mai ușor să privim la legile sociale, da, create de oameni într-o menținere a ordinei și disciplinei, da? Dar ne putem raporta astfel și la legile naturii, să spunem așa, legile, putem spune, legi divine, da, care cumva și ele ne sancționează când greșim, fără să putem percepe prea bine mecanismul, da? Deci un om simplu nu poate înțelege de ce să ierte pentru binele altuia, mai ales dacă acel altul a greșit față de el, i-a creat un prejudiciu, o neplăcere. Omul simplu trebuie să înțeleagă binele lui în primul rând. Dacă înțelege că obține ceva bun din asta, un beneficiu real, atunci e bine pentru el, poate ierta. Nu orice, nu oricât, desigur, ci cât îi pare că înclină lui favorabil balanța câștig-pierdere, costuri-beneficii, nu? Cât timp ne simte în câștig, câștigă mai mult decât pierde, atunci să zicem că ar putea accepta, da? Pasul 2 ar veni apoi prin conștientizarea faptului că dacă toți ar ierta astfel și el ar fi iertat de ceilalți, și asta este spre beneficiu tuturor, general să ne iertăm în loc a ne pedepsi unii pe alții. Da? Deci principiul compensării, da? Iartă ca să fii iertat când îți vine rândul. Deci iertarea, cred că se supune și a principiului insuficiența și excesul sunt dăunătoare. Și în cazul acesta am avea de analizat ce înseamnă insuficiența și excesul. Da? În mod așa, cât mai simplu, am putea spune insuficiența ar fi să nu poți ierta nimic sau mai nimic, nici pe cei care greșesc fără de voie față de tine, de exemplu, da? Care vina lor, să zicem, e mult mai mică, greșesc fără de voie, fără să-și dea seama, da? Dar tu nu ierți, nu-i poți ierta, adică te atinge în așa mare măsură faptul că ți-au creat un prejudiciu încât nu te mai interesează că au făcut-o fără de voie, fără să vrea, da? Deci trebuia să fii mai atent, trebuia să... Da, uite ce mi-ai făcut. Nu poți trece peste asta. Da, sau să nu poți ierta copiii, da? E un alt exemplu bun.
pentru cei care au copii, nu? Pentru cei care nu au încă, va veni vremea să se vadă și așa ceva, sau să privească un pic pe invers, să nu te poată ierta părinții, nu? Te pui tu în pielea copilului. Deci un subiect bun de meditație este: de ce îți poți ierta copiii tăi mult mai ușor decât pe alți oameni, alți copii care nu sunt ai tăi? Da? Sau dacă nu ai copii, să te gândești de ce părinții tăi, da, te pot ierta mult mai ușor pe tine decât pe alți copii, copiii altora. Alt subiect. Îți ierți copiii cu adevărat sau te păcălești cumva că i-ai iertat? Da? Te-au iertat părinții tăi cu adevărat sau cumva se păcălesc că te-au iertat și îți reproșează după un timp aceleași lucruri din trecut, da? Care, să zicem, că ar demonstra faptul că nu te-au iertat, nu cu totul, nu au putut să treacă peste anumite lucruri, da? Anumite prejudicii pe care tu, să zicem, că le-ai creat lor. Cine nu are copii poate să se relaționeze la frați, surori, părinți, da? Dar experiența cu copiii tăi este deosebită, că sunt produsul, da, în ghilimele, produsul tău, creația ta. Alt subiect. Ai preluat sau nu tipare de la părinții tăi privind iertarea? Ierți așa cum ai fost tu iertat de părinți la rândul tău sau altcumva? Da? Deci este un subiect minunat de meditație, de analiză, da? Și meditație să te raportezi așa un pic, să faci o comparație, vezi felul în care ierți tu, seamănă cu felul în care părinții tăi te-au iertat sau te iertau pe tine. Deci ai preluat tiparul sau ai alte tipare. În general, modul în care părinții s-au comportat cu noi ni se imprimă destul de adânc în modul nostru de gândire și comportament. Deci dacă ai fost iertat ușor când erai mic, normal ar fi să ierți și tu mai ușor, și invers, dacă părinții nu prea te iertau și tu la rândul tău ierți mai greu. Da? Deci copiii, în general, preiau aceste modele, da? Modele de comportament, le preiau ușor de la părinții, li se întipăresc, da? Nu că ar vrea sau că asta, dar ele se întipăresc, se amprentează, da? Prin repetiție, da? Sunt preluate în fel automat, este ceea ce vezi tu des, modelul autorității, da? Cum se comportă autoritatea cu tine. Da? După aceea tind să te raportezi mereu la orice formă de autoritate, automat, subconștient, și tu când ajungi să fii o autoritate, aceste tipare putea constata că te influențează destul de mult fără să-ți dai seama. Nu? Deci dacă simți că ierți cam greu, că ți-e dificil să ierți, la modul general, întreabă-te cum erai tu iertat de părinții tăi, poate conștientizezi existența unui astfel de tipar și adevărul te va putea elibera, da, din acest tipar. Încă să înțelegi că nu este tiparul tău, da? Ci că l-ai preluat și faptul că este preluat, este însușit, este învățat, da? Fiecare învăță și are dezvățul, deci cel puțin poți să-ți dai seama că îl poți schimba, da? Nu este ceva, zicem, de neschimbat, da? Nu este al tău, în primul rând, da?
avem problemă cu ceea ce este al meu, nu? Nu vrem să renunțăm la ceea ce este al meu. Deci este posibil să-ți fie greu să te ierți și pe tine însuți, deoarece părinții tăi nu te prea iertau, te certau, te făceau să crezi că greșelile tale sunt de neiertat și că meriți să fii certat și pedepsit, nu iertat. Da? Cu excesul, mai sus am vorbit de suficiență, dar cu excesul pare un pic mai complicat, căci nu prea ne putem imagina cum este să ierți prea mult, nu-i așa? În general, aș putea spune că iertăm prea puțin, da? Foarte puțini oameni cred că sunt în situația în care iartă prea mult. Deci eu aș vedea acest exces în modul în care nu ai reacționat pentru păstrarea integrității tale psihice și corporale, adică te-ai lăsat prejudiciat într-un mod autodestructiv, ca să zicem așa, fără reacții de protecție, apărare. Da? Deci, fără să reacționezi deloc sau să reacționezi insuficient, prea puțin, da? Îți blochezi aceste reacții. De exemplu, te-ai lăsat victimizat de către un psihopat pe care l-a iertat mereu și nu te-ai protejat de influența sa negativă, destructivă. Da? Excesul de deci, îl percep a fi reflectat de faptul că situații speciale necesită măsuri speciale, iar a ierta nu trebuie perceput drept a fi tot una cu a nu te proteja pe tine însuți, integritatea ta. Un alt subiect bun de meditație. Poți ierta pe agresorul tău, dar să fii de acord totodată că trebuie să-și ispășească pedeapsa conform legii? Ce s-ar întâmpla dacă toate tribunalele ar da verdictul de iertare tuturor celor acuzați, indiferent de faptele lor, și nimeni nu ar fi condamnat? Da? Deci merită meditat un pic la asta. Cineva spunea, am observat că chiar dacă ierți acea persoană care ți-a greșit, va face din nou, îți va greși iar, va repeta același lucru. Oare iertarea nu este catalogată naivitate și prostie? Pentru că tind să cred că cei iertați așa consideră o slăbiciune din partea noastră, o vulnerabilitate. Închis citatul. Deci eu cred că nu toți oamenii sunt la fel, nu toți judecă astfel, dar sunt care judecă așa și dacă ar fi achitați mereu, ar continua să profite de alții cât de mult ar putea, deoarece li se permite asta. Da? Nu să zicem că e vorba de caracter, da? Caracterul unor oameni. Da? În cazul lor este ca și cum ai trata simptomul, nu cauza. Ar trebui tratată cauza din care ei s-au învățat să profite de alții, să-și facă un mod de viață din asta, din a profita de naivitatea, credulitatea și bunătatea altora. Da? Deci, în general, nu e bine să-i băgăm pe toți oamenii în aceeași oală, dar nu toți acționează și reacționează la fel. Nu? În general, fără motivație, nimeni nu mișcă nimic, nu e așa? Deci, motivația stă la baza actelor noastre de comportament, da, și ar merita să studiem un pic ce motivație stă în spatele actelor altora, da, acțiunilor, chiar și reacțiilor lor. Eu țin la liniștea mea, dar am impresia că se poate aluneca destul de ușor într-o situație conflictuală, dacă încerci să ierți doar pentru liniștea ta. Deci acesta să fie singurul motiv, da, pe care te-ai baza. Iert doar ca să stau eu liniștit.
Dar oare dacă ești liniștit în mod constant, mai apare ceva de iertat? E o bună întrebare, da? Adică neliniștiții atrag cumva situații în care au de iertat ceva mai mult decât liniștiții oamenii calmi? Poate că la bază stă și faptul că atragem oameni asemănători, adică ori calmi, ori agitați, după starea personală de moment și atitudinea noastră generală, atragem și situații, evenimente în concordanță, în consonanță, iar cei ce nu sunt calmi sunt mai predispuși la erori, greșeli, ce par unele de neiertat. Deci, ideea ar fi dacă, într-adevăr, cu cât ești mai calm, cu atât, să zic, ai fi, să zicem, mai scutit de situațiile astea în care greșești sau ți se greșește, se greșește de către cineva față de tine, da? Fii mai calm, mai lucid, mai ancorat în realitate, să zicem așa. Ipoteza ar fi că atragi mai puține evenimente de acest gen, cu cât ești mai neliniștit, judeci influențat de starea ta emoțională, cu atât ești mai grăbit, mai stresat, cu atât, să zicem, ești predispus să faci mai multe greșeli, erori, greșeli față de alții, da? Să trebuiască să fii iertat de alții pentru greșelile tale și tu să te ierți pe tine că le-ai comis, da? N-ai fost destul de atent, n-ai fost destul de calm, n-ai... și mai departe, da? Problema celui ce nu poate ierta este constituită de ideea că el nu vrea să piardă nimic, nu suferă ideea de a pierde, iar iertarea pare a consta în a lăsa ceva de la el, a ceda ceva, ca a pierde ceva, da? Ideea de pierdere. Nimic nu se câștigă, nimic nu se pierde, totul se transformă, da? Dar dacă nu poți percepe transformarea, procesualitatea ei și nu poți vedea cu ce te încălzește ea, da? Transformarea, atunci câștigul din pierdere și pierderea din câștig, adică nu poți percepe asta, atunci poți bloca transformarea, axat fiind doar pe ideea de a câștiga mereu ceva, fără a pierde nimic. Da? Deci unii au pur și simplu ideea asta să nu piardă nimic niciodată, să iasă mereu în câștig. Ideea de profit, de a fi mereu un profit, poate fi obsedantă, iar iertarea poate fi percepută ca afectând profitul personal. A nu putea ierta înseamnă a nu putea să treci peste ceva, a te bloca în ceva. De exemplu, într-un tipar fix, rigid, bătut în cuie. Dacă nu-ți conștientizezi beneficiul tău, rezultat din actul iertării, actul pare a fi un sacrificiu de fapt, ți se pare că te sacrifici pentru binele altora și atunci te poți simți victimă, poți avea sentimentul de autovictimizare prin sacrificiu de sine, așa mai departe. Deci, proverbul de mai sus este ok, deci este din înțelepciunea populară, da? Dar nu ajunge, ca să zicem așa. Da? Este bine să fie analizat, explicat într-un context mai larg, să fie pe înțelesul tuturor învățătura sa, utilitatea sa. Este un exercițiu de gândire util, da? Să fie analizat, întors un pic pe față și pe dos, văzut implicațiile. Este important, de asemenea, și să revizuim ce înțelegem sau ar trebui să înțelegem, de fapt, prin iertare și a ierta. Iertarea este acțiunea de a ierta și rezultatul ei. Renunțare la pedepsirea cuiva pentru o vină, scutire de pedeapsă. Trecerea cu vederea a greșelilor cuiva.
acordarea mântuirii de către divinitate cuiva care a greșit și apoi s-a pocăit. Împăcare cu cineva, eliberare, scăpare a cuiva de ceva, dispensarea cuiva de o sarcină, scăderea unei părți din datoria cuiva, dezlegarea cuiva de un jurământ, o făgăduială, încetare a urmăririi cuiva, permisiunea acordată cuiva de a face ceva. Da, deci acestea sunt, zicem așa, sensurile de dicționar, da? Ceea ce apare în dicționarele explicative. Deci, ce înseamnă iertarea și a ierta. Despre actul de a cere și a obține iertarea, deci, discuta, scrie și în alte articole și în alte materiale video, da, să nu lungim dintr-o dată prea tare, căci atât insuficiența cât și excesul sunt dăunătoare. Și în final câteva citate biblice despre iertare, da? Vedem așa un pic și imaginea care transpare din textul biblic. Câteva citate, da? Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori? Iisus a zis, eu nu zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. Da? Al citat și ne iartă 9 greșelile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Da? Deci un principiu al reciprocității, al compensării, să zicem așa. Da? Iartă ca să poți fi iertat. Da? Deci creează condițiile. Putem privi și așa. Dacă tu ierți pe alții, creezi condițiile în care și tu poți fi iertat de alții. Dacă iertați oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Da, deci acest principiu al compensării, da, deci acționează și pe alte planuri, ca să spunem așa, nu? Deci, nu poți ierta, nu ierți, nu poți ierta, nu vei putea fi iertat nici de divinitate, deci nu vei putea fi, să zic, absolvit de vina ta dacă tu nu poți absolvi pe alții de vina lor. Da? Într-un fel este ca o autopedeapsă, într-un fel, da? Deci ceea ce nu poți să faci, nu poți primi, da? Deci automat e ca și cum tu îți blochezi accesul tău la ceva. Da? Deci legile, aceste legi ale naturii sau legi divine sau oricum vrem să le numim, deci acționează așa cu principiul sferei, cumva, să spunem, da? Deci ceea ce, ca să primești ceva, trebuie să dai ceva, trebuie să se închidă cercul, sfera, ciclul acesta al transformării, da? Dacă nu poți oferi iertare, nu poți primi iertare. Nu ai ce primi, de fapt. Dacă n-ai inițiat, tu menții blocat acest cerc, această transformare, da? Deci tu îți blochezi posibilitatea transformării tale, ca să spunem. Privim așa, altcumva, nu? Când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Da? Deci același principiu, da, înainte în Matei, acum din Marcu, da, evanghelist. Dar aceeași idee, da? Iartă ca să poți fi iertat.
Tată, iartă-i că nu știu ce fac, nu lucram. Deci vorba afirmația lui Iisus, da? Deci în Biblie se pare că iertarea este echivalentă cu anularea unei datorii, cu a renunța la ceva ce ți se datora. Cuvântul grecesc tradus prin iertare înseamnă a renunța, ca atunci când o persoană nu mai cere restituirea unei datorii. În parabola despre sclavul neîndurător, Iisus a echivalat iertarea cu anularea unei datorii. Neiertarea este o travă pe care o bei sperând că moare celălalt. Da? Un citat interesant, da? Un subiect de meditație. Da? Neiertarea este ca o travă. Da? În final, repet întrebarea din titlu, poți fi liniștit dacă nu poți ierta? Deci răspunsul tău, te invit să ți-l formulezi tu singur, meditând la ideile de mai sus, ca un exercițiu de gândire, unul util ție, sper, da? Pe baza, să zic, afirmațiilor mele, a părerilor mele, a opiniilor mele, și bine să-ți formulezi tu răspunsul tău, opinia ta personală, da? Poate că am greșit pe undeva. Nu-ți doresc liniște, căci poate nu ai nevoie de liniște acum, poate ai nevoie de un pic de agitație să se așeze apoi mai bine ideile în mintea ta și trăirile emoționale în sufletul tău. Da? Deci poate ai nevoie de o schimbare, o transformare. Cu acesta am încheiat articolul. Aveți postarea de pe Facebook. Pentru cui îi plac comentariile, poate să dea un pic să vadă comentariile. Mai jos aveți articolul, așa, un link către articolul meu de blog, greșeala acceptarea ei, iertarea și lecturarea articolului. Da, deci este legat tot de subiectul acesta al iertării. Înțeles că vor mai urma și alte articole, materiale, video legate de subiectul iertării. Este un subiect vast, nu poate fi epuizat cu două, trei articole, poate nici într-o carte. Nu? Sunt foarte multe aspecte legate de acest subiect. Sunt mulți și factorii cauzali. Nu? Mai jos, judecata, condamnarea, iertarea, un material video cu de doamna Genoveva Tomescu cu un text reluat de pe articolele mele. Mulțumesc doamnei Genoveva Tomescu. A făcut mai multe, o serie de materiale video. Da, care a folosit texte în articolele mele și are, zic, un talent în a le pune în mod artistic, a combina imaginile, muzica și textul, da, îmi place cum ies, da? Ok, poți lăsa un comentariu mai jos, da? Și la materialul video și pe site, da, susține ceea ce îți place, dacă ți-a acum, da, distribuie articolul, materialul video, abonează-te la canalul meu YouTube să fii la curent cu noutățile, în cele peste 150 de playlist-uri la ora actuală. Te poți abona și la newsletter, la acest site, primești notificări când apare un articol nou, da? Ok, aici aveți pagina de forum, puteți da click, vedeți și categoriile de subiecte de acolo, cine dorește poate să
participe la discuții. Ok, cu aceasta mulțumesc pentru atenție. Vă aștept la următoarele lecturări. Vă doresc să aveți în continuare o zi minunată.